Cetatea Soroca a găzduit ieri a doua ediție a spectacolului comemorativ Sfântul Ștefan cel Mare, atletul lui Hristos, în prezența preasfințitului părinte Antonie, episcop de Bălți. În debutul spectacolului, profesorul de istorie Mihai Zeamă, membru al Uniunii Istoricilor din Republica Moldova, a evocat personalitatea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. În continuare au evoluat Orchestra de Muzică Populară Barbu Lăutaru de la Palatul de Cultură din municipiul Bălți, Ansamblul Folcloric Altița de la Centrul de Cultură și Tineret, Corul Preoțesc Misionar Mitropolit Visarion Puiu al Episcopiei de Bălți, precum și alte ansambluri și interpreți de muzică populară. Ștefan Vodă la Moldovei, Ștefan Vodă mai trăiește. Invitatul de onoare al manifestării a fost Constantin Bahrin din Iași, care, alături de artista Stella Melnic, a interpretat în prima audiție cântecul De la Bălți la Iași. Reîntâlnirea cu acești oameni minunați de la Soroca pentru mine a fost o reală încântare, pentru că eu am mai fost și ediția trecută, dar anul ăsta a fost mai special pentru că am venit cu ceva nou, ca să zic așa. Am venit cu un duet cu colega mea de aici, de la Orchestra Barbu Lăutaru din Bălți, un cântec cu un mare iz patriotic și a creat o mare emoție la publicul care a fost prezent. La final, preasfințitul părinte Antonie a oferit diplome și distincții celor care s-au implicat în organizare. Ne-am dorit foarte mult să organizăm un spectacol în această zi de 2 iulie, ziua când cinstim pe Sfântul nostru Voievod. Și ne-am orientat către o locație ca să ne ducă cumva mai aproape de acele timpuri. Știm că ctitorul acestei cetăți nu este Ștefan cel Mare, dar am vrut cumva să ne apropiem de timpul respectiv. Dacă venim în această cetate și organizăm un spectacol și încercăm să-i aducem un omagiu Sfântului nostru Voievod, nu vom greși. Și de acolo de sus eram sigur că ne va binecuvânta și astăzi așa și s-a întâmplat. Chiar dacă a fost o zi ploioasă, la un moment dat s-a limpezit cerul, a apărut și soarele și aceasta înseamnă că Sfântul nostru Voievod de acolo de sus ne-a binecuvântat și ne-a dăruit un timp frumos. Am încercat să redăm o mică fermetură de românism aici la Soroca, știind foarte bine că Ștefan cel Mare și Sfânt a construit foarte multe mănăstiri și rămâne o emblemă pentru noi toți. Manifestarea a fost organizată de Episcopia de Bălți, Consulatul General al României la Bălți și Direcția de Învățământ Soroca.